Datele oficiale arată că până astăzi în România au fost confirmate 14107 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. De la ultima informare transmisă de Grupul de comunicare strategic au fost înregistrate 270 de noi cazuri de îmbolnăvire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5.788 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până acum, 858 de persoane care au fost diagnosticate cu infecție cu COVID-19 și au fost internate în spitale din țară au decedat. Autoritățile medicale spun că la nivelul național au fost prelucrate 217.139 de teste, dar și de această dată nu au oferit niciun fel de detalii cu privire la testările din județe. Ce este interesant este faptul că Institutul Național de Sănătate Publică a revenit cu o nouă reglementare asupra felului în care se raportează cazurile pozitive de COVID-19. Astfel, dacă până în prezent cazurile de infecții cu virusul SARS-CoV-2 erau atribuite județelor în care persoanele confirmate pozitiv s-au născut, indiferent dacă domiciliau sau nu pe raza lor, începând de astăzi, în raportarea pentru fiecare județ se vor lua în calcul numai persoanele depistate pozitiv, care au reședința sau domiciliul pe raza acelui județ. În situația dată, numărul cazurilor pozitive în Maramureș a scăzut de la 76 câte s-au comunicat ieri la 67 astăzi, diferența de 9 cazuri reprezentând persoanele născute pe raza județului, dar care nu domiciliază în Maramureș și au fost depistate pozitiv în centre aflate pe raza altor județe. Mai trebuie spus în ceea ce privește Maramureșul că astăzi sunt în izolare la domiciliu 155 de cetățeni, iar în carantină 415. Aceștia au venit în țară din state situate în zona roșie de risc și care, în conformitate cu procedurile stabilite, au fost introduse în carantină instituționalizată. Totodată, din punctele de trecere a frontierei, au fost preluați și conduși în carantină instituționalizată 15 maramureșeni veniți din state aflate în zona roșie de risc.